conexiuni culturale, inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Bacău, aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău, în parteneriat cu Primăria Cașin și Școala Gimnazială Învățător Nicolae Slavu Cașin. Suntem onorați să avem în mijlocul nostru oaspeți de seamă. Manager Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, manager Florin Zăncescu. Etnograf doamna Feodosia Lătaru. Director Școala Populară de Arte Bacău, doamna Olguța Pâțu. Domnul profesor universitar dr. Ioan Benilă. Domnul profesor Amedeo Smătaru. Domnul deputat Ionel Floroiu. Domnul vicepreședinte nu a ajuns. Domnul primar profesor Ioan Cosmin. Domnul viceprimar Ioan Flintoacă. Preotul paroh Marius Cojocaru. Preotul Florian Robert Blănaru. Autorul cărții Porțile de lemn ale satului, Porțile sufletului, domnul Constantin Tudose. Meșter popular domnul Nicolae Comăneci. Artist local, doamna Gabriela Comănescu. Și domnul ziarist local, Ion Morar. Mulțumim frumos, îi dăm cuvântul domnului manager, Zăncescu. Bună ziua! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mă bucur că sunt pentru prima dată aici, la Cașin. Sper să mai venim cu altă ocazie, după ce vom reuși să ne dezvoltăm, după modelul colegilor, prietenilor, vecinilor de la Mănăstirea Cașin și o formație artistică, pe care o filia numai să fie. Deocamdată am venit pentru că al sărbătorii pe domnul Nicolae Comăneciu, tezaurul roman de vie. Cum spuneam, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, instituție publică de cultură ce își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Județean, organizează de mai bine de 10 ani o serie de manifestări culturale intitulate generic Conexiuni Culturale. Ele se desfășoară în parteneriat cu primăriile, cu consiliile locale, cu școlile, cu formațiile artistice, cu fundațiile culturale din localitățile județului Bacău, pe bază de parteneriate. Spre exemplu, în luna ianuarie am omagiat pe Eminescu la Sascut, am fost apoi luna trecută Dragobetele, l-am sărbătorit la Gioseni și iată că astăzi a venit rândul comunei dumneavoastră. Programul este, de aceea se și cheamă Conexiuni Culturale, are mai multe teme. Vom începe rapid, ca să nu vă ținem foarte, foarte mult. Avem, în prima rând, o prezentare și o donare de carte. Am să-i rog pe domnul profesor Danilă să spună câteva cuvinte despre fiecare carte în parte. Fac precizarea că aceste cărți vor fi donate atât bibliotecii comunale, domnule primar, cât și bibliotecii de la școala dumneavoastră. Vă rog, domnule profesor. Da. Spuneam că nu toate cărțile de aici vor fi prezentate de mine. Am lângă mine pe autoarele unei ale mele, dar în ordinea aceasta. Da. Da. În 1981 apărea la București această carte, care se numește Obiceiul de iarnă din toată România, cu partituri, până la urmă, pentru că e vorba de reprezentări muzicale, și în final o hartă cu județele din România, de unde au fost culese aceste producții populare. Ei bine, județul Bacău, din păcate, nu există aici. Lipsește. S-a întâmplat ceva în 1981. Așa încât, cu ajutorul studenților de la Facultatea de Litere a Universității Vasile Alexandrie din Bacău,
Am editat această lucrare, Decemianuarie se numește, care este de fapt o culegere, o antologie de sorcove, bușoare, colinde, încheiat această lucrare cu un aici cu un CD pe care se află în format audio producțiile respective și la pagina 61 se află Comuna Cașin. Comuna Cașin, prin bunăvoința domnului Constantin Tudose, am reușit să intrăm în legătură cu, cu câțiva cășuneni care ne-au cântat și ne-au au jucat, au interpretat o piesă excepțională, a spune. Se găsește apoi și pe YouTube, așa încât această lucrare va intra, cum spun, avem aici trei exemplare, primăria, Biblioteca Comunală și Biblioteca Școlii Gimnaziale de Învățător Nicolae Păslan. Da? Atât. Mulțumim. Fac precizarea că toate aceste cărți reprezintă completizarea unor teme de cercetare realizate de instituția noastră prin doamna Feodosia Rotaru și domnul profesor Dănilă și ele au văzut lumina tiparului prin cu ajutorul sprijinului financiar al Consiliului Județean Bacău. Avem cărți care vor rămâne aici la dumneavoastră. Ion Drăgoi, violonist desăvârșit, cine iubește muzica are aici toată creația Ion Drăgoi. Decemianuarie va vorbi domnul profesor Dănilă. Un obicei de nuntă de la Tărhăuș. Ar fi interesant dacă în fiecare localitate, autorii sunt Valerica Bilibov-Bârsan și Petrica Bilibov-Bârsan, învățători din satul Tărhăuș, localitatea Ghimeș-Făget. Ar fi bine dacă poate prin fiecare comună ar exista câte un învățător, cineva care a redat o scrisului să mai avem și parte și de alte cărți ca această temă. Și în ultimul rând, Arta Naivă Băcăoană, autoarele sunt aici, doamna Feodosia Rotaru și doamna Olguța Pârsu, directoarea Școlii Populare de Artă. Dacă vrei să spui doar câteva cuvinte, doriți? Da, nu vorbesc de da, pentru că o carte de regulă se cere citită și nu vorbită. Această carte a apărut ca rezultat al unei cercetări pe care am întreprins-o împreună cu doamna Olguța Pârsu, directoarea Școlii Populare, și titlul ei este Arta Naivă Băcăoană. Atât vă spune ce înseamnă artă naivă. Arta naivă de regulă este percepută ca o artă, vorba de un principal de pictură și sculptură, pe care o practică persoane care nu au studii de specialitate în domeniul artistic și care de regulă o practică ca un hobby. Ea este la fel de veche, această artă naivă, precum istoria omenirii. În paleta aceasta largă a artei naive putem include începând de la picturile de pe peșterile din perioada paleolitică, apoi statuete antropomorfe și zoomorfe din perioada neolitică, mai aproape de noi este vorba de pictura votivă de pe bisericile, catapetesmele și pereții bisericilor de zid sau bisericilor de lemn din țară de la noi și mai apropiat de noi în timp aș menționa un muzeu în aer liber care este și o expresie a artei naive, vorba de Cimitirul Vesel de la Săpânța, care din dumneavoastră ați avut ocazia să-l vedeți, este o manifestare tot a artei naive. Conceptul de artă naivă a apărut relativ târziu, a apărut în Franța și a fost pentru prima dată, să-i spun, statuat de un scriitor renumit francez, o să auziți poate când veți fi mai mari la liceu, e vorba de Guillaume Apollinaire, care a încurajat foarte mult un pictor naiv francez care a trăit la sfârșitul secolului al XIX-lea, e vorba de Henri Rousseau, pictor care s-a impus cu timpul și în jurul căruia au gravitat apoi și alți pictori neșcoliți, pictori naivi, dar care au fost încurajați
atât de Apoliner, cât și de mari pictori ai lumii, cum a fost, spre exemplu, Pablo Picasso. La noi, conceptul acesta de artă naivă și teoretizarea lui a apărut mult mai târziu, ca prin deceniul al IV-lea al secolului al XX-lea, și primele, să spunem, manifestări în sensul de expoziții organizate cu pictori naivi au apărut începând cu 1967 la Pitești, a fost prima expoziție de artă naivă de la noi din țară și apoi au urmat an de an tot mai multe expoziții. Am făcut această carte despre pictura naivă băcăuană pentru că Bacăul, începând din decenul al VII-lea al secolului trecut, deci cam după 1967, când la Bacău a venit prin repartiție ca profesor de desen la Școala Populară pictorul Ilie Boca. Deci la Bacău s-a format apoi un nucleu important de pictori naivi, pictori care au reprezentat cu cinste la expoziții naționale și internaționale județul nostru. O parte din ei mai trăiesc și acum, mai activează, o parte nu mai sunt, dar lor li se adaugă an de an noi bine care îmbrățișează această artă naivă. Instituția pe care o reprezentăm noi aici, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, organizează de 33 de ani, anul acesta va fi a 33-a ediție, o expoziție națională care a avut la un moment dat și caracter internațional. Este vorba de Salonul de Artă de Primăvară al Arției Naive, o expoziție care este recunoscută pe plan național ca una din cele mai interesante expoziții la care participă an de an pictori naivi din toată țara. Dintre numele, să-i spunem, cele mai importante ale artei naive băcăuane, noi am cuprins în această carte 27 de personalități și au fost oarecum și niște discuții, au fost pictori care mi s-a părut că nu au fost suficient reprezentați, dar noi am conceput cartea ca o introducere, să zic, în arta naivă băcăuană, urmând eventual să facem o extensie cu mai multe reproduceri și mai multe date din viața pictorilor respectiv. Vă mulțumesc pentru atenție! Să trecem la, înainte vreau să fac o precizare, nu am dat cuvântul oaspeților noștri, pentru că am zis că e bine întâi să vadă despre ce este vorba și abia după aceea să am buzie. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Mai avem două teme, ambele importante. Tema centrală e un creangă, pentru că anul acesta, în martie, luna aceasta s-a luat. 100 și? Întâi martie. Unii zic întâi, dar e o discuție. Unde va spune domn profesor, deci eu în creangă, după care vom viziona filmul pe care instituția noastră l-a făcut, temă de cercetare concretizată printr-un film despre domnul Neculai Comăneciu. Dar după ce vorbim despre creangă și înțeleg că și ei au o șezătoare, cu nerăbdare așteptăm să vedem. Domnule profesor, spuneți ceva. Două minute. E vorba de data de 1 martie, data nașterii lui Ion Creangă. Anul este în discuție, 1837-1839. Important este că s-a născut, nu contează când, așa. Important e că l-avem și l-avem unul dintre cei mai exact și pe unul dintre cei mai importanti scriitori români. Aș vrea să vă aduc câteva elemente de noutate, adică ceva poate care nu există pe internet și, de exemplu, o să vă spun că pe 19 februarie a fost la Pitirii, în județul Neamț, am ținut neapărat să văd mormântul lui David Creangă, bunicul scriitorului și l-am văzut prin bunăvoința preotului Mihai Bistricianu de acolo și adineauri domnul Constantin Tudose mi-a arătat în viitoarea monografie a comunei Cașin, pasajul pe care l-am primit și urmă cu ceva timp, în care e legat Cașinul, să ne spunem poate la vremea potrivită, Cașinul legat de Pipiric, de un amănunt biografic. De Ion Creangă, de fapt. Sigur că da, sigur.
Și al doilea punct este legat de faptul că, fiind în școală și fiind în fața elevilor, le dăm întâietate elevilor, da? Măcar pentru că legile educației care sunt acum în dezbatere au în prim plan elevul, așa să fie de Doamne. Și vreau să vă spun că în urmă cu ceva ani, dar de mult, înseamnă prin anii 80, 1980 și ceva, a fost o mișcare la nivel de Românie, cum că n-ar trebui să fie opera lui Creangă să figureze în manualele școlare, pentru că este prea obositor pentru un tean, pentru un transilvanean, pentru un maramureșean, pentru un dobrogean, este doar pentru moldoveni. Ei bine, imediat au venit replicile, atunci în 1980 și ceva, și evident că a câștigat Ioan Creangă, și ca să vă demonstrez că este încă viu și este bun pentru a învăța limba română, am adus una doar dintre cărțile, se numește Teste pentru succes, pentru admiterea din 2022 la limba română, unde la capitolele rezervate părților de propoziție, părților de vorbire, textele, majoritatea sunt din opera lui Ioan Creangă. Ca atare rămâne învățătorul nostru. Și zic învățătorul nostru pentru că, bravo celor care au avut ideea să se numească școala învățător Nicolae Păslaru, absolut trecând pe scară pe aici, am văzut și anul, știe cineva anul în care a murit Nicolae Păslaru? În afară de mine? Copiii știu. 1943. Socotim, așadar, și mă bucur că sunt părinții de față, dacă cei părinți sunt de față, nu? Dacă, da. Așa. Eu și o comemorare a lui Nicolae Păslaru la 80 de ani de la 1966, 1943, am și fotografiat când am venit. Dar ultimul lucru era acesta, vreau să ofer școlii din Cașinu o medalie, reprezentându-i pe Vasile Alexandri și pe George Sion, ia să vă văd aici, George Sion, autorul poeziei Limba Românească, nu? De lângă Limba Românească, o știți? Cum? Multe dulce și frumoasă limba ce vorbim, altă limba armonioasă ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o ascultăm, și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul său. Vorbiți, scrieți românește pentru Dumnezeu. George Sion. Da? Deci acesta va fi pentru mușcați. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua! Suntem onorați să fim partele unui asemenea eveniment. Vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi, într-o zi de sărbătoare. Și în numele colectivului de cadre didactice, vă urăm un călduros bun venit la școala gimnazială învățător Nicolae Păslaru Cașin. Am scotocit prin răzile de zestre ale bunicilor pentru a da școlii un chip original, pentru a ne conecta cu tradițiile și nu în ultimul rând pentru a cinsti memoria celui mai mare povestitor al românilor, Ioan Creangă. Prin asta cuvântului, elevii clasei a 7-a au realizat un interviu pentru a ne reaminti viața și activitatea celui ce a fost un boț cu ochi, o bucată de cumă însuflețită. Vă rog, dragilor! Ce eveniment important pentru literatura română am sărbătorit pe 1 martie. Miercuri, 1 martie 2023, s-au împlinit 186 de ani de la nașterea lui Ion Creangă. Ion Creangă s-a născut la 1 martie 1837 la Humulești, județul Neamț, sau conform actului Dimitrica satului, moșia mănăstirea Neamțului, ocolul de sus, ținutul Neamțului partea 1, care indică drept data venirii sale pe lume. 10 mai 1839. Părinții au fost Ștefana Petre Ciubotariu și Smaranda Creangă. Citez, răzești fără pământul. Am încheiat citat. Din ținutul Neamțului. Ion fiind primul născut dintre cei 8 copii ai familiei. Când începe Ion Creangă cursul primar?
La 1 septembrie 1846 începe cursul primar. În satul natal, la școala înființată de preotul Ion Cumulescu, cu dascălul Vasile Ailioae, iar între 1848-1850 învață la școala din Broșteni, între 1850 și 1851, studiază la biserica Dumnezeu din Târgu Neamț. În ce an se înscrie la școala domnească? În toamna anului 1852 se înscrie la școala domnească din Târgu Neamț, iar 2 ani mai târziu este înscris la școala catehetică din Fălticeni. În ce an trece primul examen la școala din Fălticeni? În iunie 1855 trece primul examen public la școala din Fălticeni, calificându-se astfel pentru seminarul de la școala din Iași. Daria, te rog să ne continui povestea vieții lui Creangă. La 28 iunie 1858 moare tatăl său, Ștefan Apeticiu Botariu, iar Ion Creangă, fiind cel mai mare, devine citesc capul familiei, închei citatul. În sarcina sa, intrând în grijirea celorlalți frați, renunțând pentru moment la cursurile seminarului. La 25 ianuarie 1859 sărbătorește, alături de foștii colegi de seminar, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în țara românească și Moldova. Tot în 1859 se căsătorește, la 23 august, cu Ileana Grigoriu, fată de preot și este hirotonit diacon la Biserica Sfânta Parascheva din Târgu Frumos. În 1860 se naște unicul fiu, Constantin. În 1863 este mutat la Biserica Barboi din Iași. În 1864, Creangă este numit provizor institutor pentru un act semnat de Alexandru Ioan Cuza la îndemnul lui Titu Maierescu. În 1865 este diacon la Biserica Sfântul Pantelimon din Iași, iar în iunie încheie cursurile de 2 ani la Institutul Vasilian din Iași. În 1866 este numit diacon la Biserica Golia din Iași, iar 2 ani mai târziu este acuzat de presa vremii că a frecventat spectacole Teatrului Național din Iași, un lucru interzis de canalele bisericești, Creangă fiind oprit de la slujire pentru câteva luni. Nico, te rog să ne prezinti și alte aspecte din viața marelui povestitor. Desigur, în septembrie 1868 apare în 8.000 de exemplare, citez, metoda nouă de scriere și citire pentru uzul clasei 1 primare, încheiat citatul, de Ion Creangă și alți coautori. La 24 octombrie 1870, Ion Creangă ajunge învățător la școala primară sucursala numărul 1 din Iași. Iar un an mai târziu apare, citez, învățătorul copiilor, carte de citit în clasele primare, am încheiat citatul. În 1871, consistorul Mitropoliei decide ca Ion Creangă, citez, să fie oprit de lucrarea diaconiei pentru totdeauna, am încheiat citatul. În 1872, Creangă este destituit și din învățământ și este dat afară din casa din curtea mănăstirii Golia. Se mută la Țicău, într-o, citez, bojdeucă de căsuță, am încheiat citatul, alături de Tinca Vartic, femeie simplă, care îl îngrijește până la sfârșitul vieții. În 1873, divorțează de soția sa, iar băiatul rămâne în grija lui. În 1874, este numit institutor la clase 1 și a 2 de la școala primară de băieți numărul 2 din Păcurari, Iași. Îmi prac informații recurese de voi. Îmi mai spuneți și altele? În 1875 este numit într-o comisie de examinare a cărților didactice, ocazie cu care îl cunoaște pe Eminescu, care avea apoi să îl introducă în Jumea, unde Creangă publică Soacra Cutuienilor, în convorbiri literare. În iunie 1876, Eminescu va locui câteva luni la Țicău, peisaj care îl inspiră pe poet să scrie Sara Pediat. În 1876, Creangă cumpără locul și căsuța din Țicău pe numele Tincăi Vartic. Marius, te rog să ne mai spui câte ceva din activitatea povestitorului. La Țicău s-a gospodărit și citesc ca la mama acasă, închei citatul, având mobilier țărănesc și veselă ca la Cumulești. La vremea aceea Creangă devine recunoscut pentru că avea la căsuță peste 30 de pisici, iar fiecare purta câte un nume asociat unei persoane reale din viața sa. Una dintre ele se numea Mărioara, după mătușa sa zvârcită. Cine ar vrea să încheie? Aș vrea să închei eu. Anul 1880 este marcat de scrierea romanului, citez, amintiri din copilărie, am încheiat citatul. Dar în același an apar și primele semne de boală. În 1881, Creangă publică primele două părți din roman în revista, citez, Convorbiri literare, am încheiat citatul. În anii următori, starea de sănătate a lui Creangă se deteriorează tot mai mult, viața sa împărțindu-se între publicarea unor scrieri, concedii medicale și tratamente și comunicarea cu Mihai Eminescu prin scrisori.
În 1889, Creangă află din ziare despre moartea lui Eminescu, pe 15 iunie, fapt care îi grăbește și lui sfârșitul. Pe 31 decembrie 1889, moare la Iași, în urma unei crize de epilepsie. Este înmormântat la cimitirul Eternitatea din Iași. Asta pricină răutăcioasă de măriu ca să vucului, care trebuie să vă spun numele ca o gâtă, făcea adeseori în ciuda mea și îmi bătea timpul un forecrint Ion Torcărău, cum îi zicea unui țigan din vânători. Însă pentru asta tot îmi era dragă și torceam împreună cu dânsa la umbra lucrului gol, câte o movire de drumi de camură, te mă săruta mama când îi arătam seara acasă. Mulțumim! Bărbatul cera meu, măi Ioane, măi, tiii, eu nu văd capul de tere, el doarme pe cuptor. Hai, bărbate, să facem o leată de curățenie din ograda asta, că acum o să ne vină o altă zi. Tu mă auzi, măi? Te aud, Ileanu, te aud. Bună seara, mătușe Ioane, de bine la așezătoare. Intrați, intrați, de unde vă sunt plăcăi? Noi am venit mai lente, ca să-i punem la niște încercări, dar matalea e deschidut? Da, mă, dă chiar acum să vă aduc din casa mare. Fetelor, dacă tot ați venit, hai să cântăm și noi o leacă. Mătușele, la tine și-ai cântat și Natalie cu noi. Sunt o fată, sunt o fată frumușică, și de fel sunt mărunțică, măi, măi. Sunt o fată, sunt o fată frumușică, și de fel sunt mărunțică, măi, măi. Mor flăcării după mine și eu cred că așa-i mai bine. Nici nu sunt prea-nalcă tare, nu știu rău cum mi se pare. Doamne, doamne, ce timpul și ce vremuri am mai venit. Și băieții ăștia sunt ca niște fete mari, se doar așteptate mai din hai ca fetele. Știi, mătușe, ne-am avăzut ce ala, plăcim pe noi în genul. Înapoi, la fete. Ei, dar știți ce să vă spun, eu să nu mă așteptăm, că-i spre unui mărunt și-n fără ei. Nu știu vorba, Franța fiind de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunga iuncă, iar mai verde, ce-am iubit, nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a spulberat. Ia mai lăsat-o baltă, fetelor, cu noi vă va fi mai vesel, lucrul repede o veste bina. Ce ziceți, fetelor, îi primim la astăzi să intre, să vedem ce vă face. Ia-te la ei și ce mă rog așteptați, tare greu să vă apucați de lucru. Știi, știi, mătușă Ileana, de ce vorbă? Moldoveanul e greu până se apucă, că de lăsat îndată se lasă. A, păi n-au fi noi de ăștia. Și apoi nici lupul, lup, se apucă el de noi prin pădure, mai bine fugim noi de el. Iată la ei, de-abia au venit și se gândesc să se lase de lucru deja. Dar unde e bade, Ion? Care, care? Care? Creangă, că n-am de gând să mor de urât asta seară, sunt aici. Nici nu s-a văzut, bădie! Ce stai pe gânduri? Poate s-a întâmplat ceva? Nu. Atunci ia mai la săpatul și mă spune încă o dată povestea copilăriei tale, că tare mă ești, mești tu la povestit. Păi, dragii mei, astăzi vom vorbi într-o călătorie. Nu e o călătorie oarecare, cu tren, tramvaie, mașină, autocare, nu. Astăzi, iubiți copii, vom merge în lumea poveștilor. Plecarea însă din realitate, că știți că este foarte adevărat. Precum că a fost și odată un băiat, ghidul și este și tare neîntrebat, care a muncit din greu și an de an a învățat și am fost învățător. Multe povești am dăruit copiilor. Știți cum o cheamă? Știi o lume întreagă? Da, sunt povestitorul Ion Creangă. Atenție, pornim, să dăm semnalul. Semnalul nu-i din bază, nu-i fantezie, ci doar amintiri din copilărie. Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vrem și ce oameni mai erau în părțile noastre. Precând mă ridicam eu, drăgăliță, doamne, băietaș la casa părinților mei în satul Humulești. Și apoi Humulești de pe vremea aceea nu era doar așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat de oameni gospodari, toți unul ca unul. Cu plăcăi voinici și fete mândre care știau învărți și nora, dar și suveja, nevoia satul vătare în toate părțile. Mai era în satul un pus și cinstit, nu mai intimă sujernic, părintele Ioan.
poarte bisericii. Mai era și Boiță, Vasile Dascălul bisericii. Un bărbat brav, frumos și voinic, și-a adunat o mulțime de fete și de băieți la școală, printre care eram și eu, un băiat frizorit, rușinos și frumos și de om brasat. Bate, Ioane, dar cu scurtul Nicolae, făcătorul de bunătăi, ce este? Păi să-mi vătic pe rând, cea din tăi colorița a fost mărândita copii. O copilă ageră la minte și așa de silitoare, ne întrecea mai toți băieții, și din carte, dar și din carte. Ne trezim noi de dimineață cu părintele ce-a dus să se un scaun. Cu numele de Carol Dolan? Da, și întrebând ce și obiectelele, împletit frumos. Cu numele de Sfântul Nicolae? Cum astfel, pentru ce vor face creșterea la citit. Bădiță Ioane, dar cum ai făcut-o coconată atunci vara, Ana, iarna mare, când te furișa din casă în casă, trebuia mult Vasile după cireșe. Te faci a căuta pe vărul Ion, să rămână mătuși și mărioare, te supărești pe unde poți și... Știm noi, iată cum s-a întâmplat. Eu sunt mică cel haziu și de pot ne măcam fiu. Chiar acum veți afla câte mi s-au întâmplat. Și când colo te trezești în cireșul femeii, covor în cireșul în sân și crude și coapte. Și cum eram eu sânit, iată și mătușa mărioara cu o jordie mână trebuia tâmpina copacului. Și cum ai putut acum să cobori, te aștepta mult în copac? Iar mătușa mărioara vreo 2-3 bulgări și când încearcă eu să scad pe celul, iar a fugă după el prin cânecă. Și eu fugă. Și ea țucă. Și eu fugă. Și ea țucă. Până ce le dură toată cânecă jos. Încă la pământ, că ne pe frumoasă și deasă. Și ce crezi, o lastră mătușa că nu crești încărcită în cânecă și din două sărită ajunsese acasă și ajunsese cum e până toată ziua? Și nu că mă laud, dar cu minte eram. De somn deci nu cereai de mâncare. Dacă te speriai, nu așteptai să te lanții de mâncare. Și când era ceva treabă de făcut, o cameră de pe casă. Iar ei te lua cineva cu rău, puțin nu te lua ce ce, iar când te lua cu dușor, nu nici atât. Cum să te bună oară, într-un an aproape de Sfânt Ilie, este că mă zice mai mult timp de plec, care mai de care. Iar când ați acasă, nu cu minte și jumătate, ai lăsat-o pe mama așa singurită. Ai spalit-o la baltă, nu? Păi cum era să stea băiatul de o așiță, de o așiță ce era ziua aceea? Așa mă gândeam și eu și-am pătimit. E adevărat că oprea întreceai cu timpul și mama beată lăsă treburile baltă și pune voință să pornească după dumneata? Adevărat. Mama te numai să răhaie niște o haină pleca acasă? Așa e, să fii știut ce rușine aveam să trag. Cum să nu numai te priveau niște fete la baltă să ghiulească pânza? Și-au văzut întâmplarea asta toată cu mama cu haine roate care îi ducă doar ziua. Eu stau vădie și mă gândesc cum te fârșeai pe fudiți și grădini. Până poate fi atât de rău dacă nu ar fi fost că ne trebuia și groata cu pânăare cu pe la voru. Ei, el mai fi stat, dar tu nu te știi că ne-ai stat după care mă vorba aceea, vreo ce mi-a făcut la mama, te-am de dat dreptul și așa o și nu fărșează ca să mă rușim. Da, rușinat și zicând, mamă, bate, mă ucide, mă face vrei cu mine, nu mai dai ceva de mâncare cu mult de făcut. Păi să vă mai zic și alta. Mă trezește mama într-o dimineață zicând, scoală-te, dugleșule, înainte de răsăritul soarelui. Iar vei să te pupe cu gura de nă și să te frunce ca să-ți meargă bine toată ziua. Știu că așa ne-a mădat și pe noi, mama, cu o pupăză care își face acât de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos. Și numai ce auzi ai vara? Cu din de dimineață de voi asta. Am auzit de întâmplarea asta de multe ori. În povestea mama precum că ai găbuit pupăza pe ouă, zică plin de mulțumire. Dar zăliță că te-am căptușit eu, e mai supai tu și pe dracu. Ai fi scosă de pe ouă deja chisăliță și ai fi alergat pe ea în târgul vitelor. Acolo în târg se întâlnise cu un moș al meu, un moșneac nebunat, care luându-o să o drămălăiască și dăduse-i drumul bietei pupeze. Iată, așa am rămas pe urmă și comunțe pentru vreo câteva zile. Măi, Ioane, măi, îți ajunge cât ai otorogită, dar mă lasă și tinerii ăștia să vorbească. Ei, bine, să vedem noi cum îl cunosc ei pe Creangul. Cum se numea tata și mama lui Ion Creangul? Tatălui Ion Creangul se numea Ștefana Petre, ciobota de ori, iar mama Smaranda Creangul. Cum se numea bunicul și bunica lui Ion Creangul? Bunicul și bunica lui Ion Creangul se numeau Dalic și Anastasia Creangul. Cine a fost primul învățător al lui Ion Creangul la școala din Pumulești? Primul învățător al lui Ion Creangul a fost Bădița Vasile, dascălul bisericii. Cine ne-a îndemnat pe Ion Creangul să scrie? Pe Ion Creangul l-a îndemnat să scrie prietenul său Mihai Eminescu.
Cum îl chema pe calul pe care l-am călecat mărândița Bobby? Calul pe care l-am călecat mărândița Bobby se chema calul Bălan. Ce fel de ceastornic îl deștepta pe Ion Creangă? Pe Ion Creangă îl deștepta cu coada din tei. O zgâte de copilă, ageră la minte și așa de simitare îndrăgea mai toți băieți, și din capte, dar și din nebunii. Cine e? Acea zgâte de copilă nu era nimeni alta decât mărândița Bobby. Vă mulțumim, copii, să trecem, facem o frunte, ca să zic așa, înainte de a vedea filmul, care este ultimul frunte de prezentarea noastră. Să o ascultăm pe Gabriela Comăneciu, care este nepoata. Ca la cașința cu meu, tot plătău, nu-i rău, ca așa sărbă să-mi tărnea.
La această bucurie a noastră, a Crăciunului. Da. Pentru cei care Gabriela a fost colaboratoare a ansamblului folcloric Busuiocu, spun a fost pentru că deocamdată este tânără mămică și are un bebe și până mai crește bebe... Și un ansamblu vocal de fete. Va reveni probabil și pe scena Băcăoană cu ansamblul folcloric Busuiocu. Acum urmează filmul. Ce se întâmplă? Noi avem anumite teme de cercetare, una dintre ele, Tezaure umane. I-am dedicat-o domnului Neculai Comăneciu. Întâmplarea, coincidența, cum vreți să spuneți, a fost că anul trecut dânsul a obținut din partea Ministerului Culturii titlul de Tezaur uman viu. E altceva decât ceea ce am făcut noi aici, dar tot despre activitatea dânsului este vorba. În urmare, noi am făcut un film pe care îl dăruim. El se află aici în un DVD, poftit. Iar acum noi îl vom viziona după ce am dat un stick și vă rog să puneți stick-ul. Da, două vorbe pentru partea mea. Acest titlu de Tezaurul umanului este un titlu mult întâlnit de meșterii populației la noi din țară. El se acordă anual, ar trebui să se acorde, este ca urmare a unei inițiative a UNESCO și maxim 15 astfel de titluri se acordă anual meșterilor populari sau rapsozilor populari de la noi din țară. Domnul Nicolae Comăneciu, a cărui dosar, din câte știu eu, parcă a fost făcut de domnul Șlanoni, nu? Da. De Rusalin Șlanoni, fost director al Muzeului Statului din București. Okay. Este cel de-al doilea tezaur uman viu al județului nostru. Prima, care a fost investită cu acest titlu, a fost doamna Anica Fichioș din Comuna Oituz, o fostă învățătoare care lucrează lăicere, comoare populare, deci facențese. În ceea ce privește acest titlu, de Tezaurul uman viu, v-aș spune că este un titlu care se acordă personal și care reprezintă o recunoaștere a măestriei persoanei respective, atât în comunitatea locală, cât și pe plan național. Este un titlu viager, care, din păcate, nu se bucură și de o recompensă materială, cum ar fi normal și frumos. Și acum și oaspeții noștri, domnul deputat Ionel Făroiu și domnul primar, care de fapt este partenerul nostru în această manifestare, vor să spună câteva cuvinte. Vă rugăm foarte mult. Mulțumesc, Florine. Desigur, ești vinovat de prezența mea la Cașin astăzi, pentru că
la invitația ta și a primarului comunii și a viceprimarului comunii și a autorităților locale, am venit cu mare plăcere la dumneavoastră pe locurile unde m-am născut, pe locurile unde m-am educat, pentru cei tineri care nu mă cunosc. Să știți că sunt născut în Comuna Cașin la 14 noiembrie 1962 și am făcut școala generală în satul Sfânta. Mulți înainte! Mulțumesc! Sunt plecat de la 14 ani de acasă, după terminarea școlii generale, la Bacău. Am terminat liceul de poștă și telecomunicații, după care școala militară și așa mai departe, și am rămas în municipiul Bacău. Întotdeauna am venit cu drag și cu emoție în Comuna Cașin, în acasă, la mine, la Curița, unde încă m-am frații aici în zonă. Dar ce am mai prețios și de suflet sunt sunteți dumneavoastră și în special prietenii mei care au rămas aici, cu care am copilărit și cu care am o relație și o comunicare excepțională. Și întotdeauna venim cu drag și cu emoție și din această perspectivă vă mulțumesc din suflet la toți. Mulțumesc copiilor care mi-au adus și mi-au creat emoții cu plăriile mele. Să știți că Ion Creanca a fost un inspirator, așa, la Curița, până zdrăvăniile pe care le făceam când eram copil. Și mi-au amintit cu drag și cu plăcere, pentru că localitatea noastră, Curița și Cașin, ne oferă prilejul să sărim gardul, să furăm cireșe, să ne ducem după bucuță prin pădure și așa mai departe. Deci, din această perspectivă, am trăit un moment extraordinar. Așa cum domnul Comăneci duce mai departe tradiția culturală, mai departe, din zona noastră a Cașinilor, și cred că rămâne un mentor extraordinar aici, după să ne dea Dumnezeu să trăiți cât mai mult și să lăsați mai mulți mentori în comună, de așa manieră încât să venim cu drag și cu emoții la acasă, să transmitem acestor tineri plăcerea de a lucra în arta lemnului, plăcerea de a lucra în noaptea cusutului, lucruri pe care noi cășunenii le-am avut dintotdeauna, le-am simțit, le-am trăit, atât de la șezători, atât în viața culturală, artistică, care pe noi, cu mândrie, ne-a dominat. Mulțumesc din suflet, mulțumesc autorităților județene și locale că sprijină acest act cultural și că investiți în acest act cultural și eu, de altfel, atâta timp cât am avut posibilitatea, mai ales prin faptul că am deținut o funcție importantă la nivelul județului, cât am fost vicepreședinte la Consiliul Județean, m-am implicat profund din toate punctele de vedere, material, emoțional, uman, ca să ducem aceste tradiții mai departe. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare toate cele bune și evenimente cât mai vieți și mai frumoase. Distin și oaspeți, domnul Ionel Loroiu, doamna profesoară Pâțu Orbâța, mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi, de comunitatea Cașin, la acest eveniment numit Conexiuni Culturale. Acest eveniment e o onoare pentru noi, că se organizează la Cașin și îi mulțumim și doamnei director Nadia Manea pentru frumosul program artistic și mulțumim cadrelor didactice, mulțumim copiilor care ne-au ancorat în realitate prin modul cum s-au prezentat astăzi, că le-au mers și gurile, le-au mers și mâinile în continuu și ne motivează și am trecut până atâtea vremuri pandemice, aproape că sunt medicamentul potrivit.
pentru noi, cărciuneni, că îi vedem în aceste costume populare. Nu ne mai sperie nici operațiunile militare de la granița statului român, fiindcă se dezvoltă un frumos patriotism local și un patriotism național. Cuvintele care vi le spun acum sunt din suflet. Nu mi-am pregătit un discurs special. Ceea ce vedem noi astăzi la școala Cașină ne onorează. Și fără noi cășunenii, fără frumoasele costume populare, fără implicația oamenilor care sprijină aceste obiceiuri, fără aportul lui Nea Micușor Comăreciu, care predă ștafeta noilor generații. Și mulțumim pentru cei 90 de ani și dorim să împlinească 100, să ne mai întâlnim la aceste evenimente culturale. Fără nepoata dânsului Gabriela Comănești, care prezintă atât de frumos tradiția cântul popular la nivel național, fără mediatizarea domnilor ziariști din Cași, domnului Moraru, fără aportul bisericesc, îi mulțumim părintelui Marius Cojucaru, că este alături de noi la toate evenimentele. Îi mulțumim domnului Tudose că se preocupă pentru păstrarea tradițiilor la comuna Cași. Și anul trecut, dacă vă aduceți aminte, și în fiecare an, Primăria Consiliului Local Cașin organizează evenimente culturale frumoase, de amploare, în gospodăriile tradiționale, cu costume populare. Noi avem o comună peste 1000 de gospodării tradiționale specifice zone, cu dantelării frumoase din lemn, unde se adună cășunenii, își prezintă sportul popular. Avem aceste parade de cai și căruțe cu covetiri specifice zonei. Noi suntem onorați și prin faptul că suntem la întretăierea celor trei provincii naționale. Suntem în inima țării. Aproape că, nu știu dacă găsim la o altă școală din țară, din centrul Bucureștiului, dacă ne-ar vedea ce frumos ne-am organizat astăzi la Cașin, aproape că ar spune jos pălăria pentru comunitatea Cașin, pentru modul în care păstrează și duc tradițiile mai departe. Suntem un exemplu de urmat pentru alte școli, pentru alte localități, fiecare localitate cu specificul ei, dar cum văd eu comunitatea, cum o simt, cum se implică și cum se adună în jurul primarului, în jurul instituției primarului. Și mulțumim și domnului Florin Zencescu pentru activitatea depusă și implicarea pentru comuna noastră, pentru donația de carte, care a făcut-o bibliotecii Cașin. Cuvintele sunt de laudă și le merită copiii în frumoasele costume populare și tuturor care s-au implicat în acest eveniment. Înainte de a urmări filmul documentar cu tezaurul uman viu, Comăneciu, Nicușor, care a fost premiat în vara anului 2022 Curtea de Gospodării Tradițională și a fost o manifestare de amploare și cu decernare distinții pentru meșterii populari. Iată că găsim în fiecare an câte o temă culturală, câte o conexiune culturală am legat și acest eveniment, nașterea, împlinirea 186 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, un reper al literaturii naționale române. Ne bucurăm că am putut organiza acest eveniment și cei mai frumoși ghiocei sunt aplauzele noastre pentru frumos eveniment. Dacă mai dorește cineva să mai zică ceva, da. În primul rând, vă felicit pe toți copiii și domnii profesori și profesoare pentru activitatea deosebită. Mi-au răscolit amintiri și mie. Să știți că și eu am scris, dar anotimpurile copilăriei, deci nu am amintit copilării. Bineînțeles, inspirată și eu de evenimentele mele din copilărie și bucuria de a fi cu bunica, cu bunicii, vă rog. Vreau să vă zic referitor la școală. Să știți că și noi am avut un noroc extraordinar să-l avem vicepreședinte pe domnul Ionel Floroiu, care e de față. Datorită dumneavoastră am putut să reparăm școala populară de arte. Nu mă aruncă de-a pe noi.
Totodată să știți că am reușit și am sărbătorit la timpul acela 60 de ani de existență a școlii. Vreau să vă spun că la anul sunteți invitați să împlinim 70 de ani în școlii. Sunt deja 3 instituții acolo, deși Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale și revista Ateneu. Și vreau să vă zic că datorită acestui om deosebit, fiul al satului aici, am reușit și am deschis clase externe unde ajutăm copiii care nu au posibilitatea să vină la oraș, la școală, la noi. Deci creăm clase externe cu succesuri, pictură, sculptură, ceramică, muzică și, mă rog, e o paletă mai largă. Așa că dacă vă doriți și o să vreți pe viitor să aveți clasele extinse cu profesorii noștri să vină să vă predea, copiii beneficiază de gratuitate fiind de aici, numai cei din oraș ne plătesc taxe școlare. Încă o dată vreau să-l felicit pe domnul Ion Floroi, care a oferit într-adevăr o școală superbă. Și aveți și dumneavoastră la rândul dumneavoastră o școală tot așa frumoasă și prin plan. Vă doresc o primăvară frumoasă, cu sănătate, pace și fără probleme. Dacă se poate, atunci... Să spun eu ceva, da, vă rog. Să mă iertați. A pomenit domnul profesor Dănilă despre o legătură a satului nostru cu Ion Creangă. Atunci când Ion Creangă a mers la bunicul său, știți, din, poate ați văzut filmele despre copilăria lui Ion Creangă, traversând râul, a căzut. Și uitați, citesc din lucrarea Amintiri din copilărie și de mai târziu, ediție îngrijită de George Pascu, apărută la Imprimeria Națională București, 1939, pagina 15. Și până a vorbit acesta, eram și învălit într-o sarică ghițoasă de cașina din Ținutul Bacăului. Băgat într-o desagă pe cal, purces pe drum și hai la pipiri. De fapt, este vorba de un element de îmbrăcăminte specific satului nostru, sarica de cașe. Vedeți, se regăsește în amintiri din copilărie, dar i-a folosit și copilului Ion Creangă, asta apropo de ce de tema manifestației de astăzi. Cred că domnul profesor Dănilă, dacă ar aminti ceva despre școala Cașin, un pic, acel citat despre care am vorbit. Trebuie să răspund provocării, domnului Tudor, sunt tot un răspuns. La 1868, în anul școlar 1868-1869, vă onorează ce auziți imediat. Așa, deci în anul școlar acela, domnul Tudose, pe care l-am întâlnit zilele trecute la Arhivele Statului din Bacău, pregătește o monografie amplă a localității. Deci în anul școlar 1868-1869, atât de bună era școala de la Cașin, încât Ministerul Instrucțiunii Publice a declarat o școală model. Mândriți-vă cu așa ceva. Este localitatea pe care o păstorește domnul primar, la fel, localitate model, spuneam că ar trebui suplăcut să se așezăm noi, că este o localitate cu o importanță aparte în contextul național, iată că și școala este școală model. Mândriți-vă cu așa ceva și trebuie să simțiți și obligația de a fi la înălțimea acestei tradiții. Mulțumesc! Mândria de creștineam e fără limite. Mândria de creștineam e fără limite, dacă nu știa domnul profesor, nelimitată. Da, e argumente. Documente, domnule. Documente.